fie alături de stăpân, da? Și să se bucure de mângâierile acestea. Ok, mai facem o dată. Ca să poată să repete din nou comanda la trebuie să creezi o asociere între comanda pe care o spune și comportamentul câinelui în cazul acesta de lătrat. Da? Du-te mai departe. Foarte bine. Îl auzi foarte frumos. Așa, te îndepărtezi. Asta este și poți să vii. Foarte frumos. În felul acesta, pas cu pas, câinele învață că latră înseamnă să vorbească, de fapt, pe limba lui, da? Hai să mai spunem o dată, spune-i de acolo. Da? Odată ce câinele nostru a învățat comanda latră, aceasta poate fi folosită de către voi pentru a îndepăta mustafirii nepoftiți, cum se întâmplă de altfel în acest moment. Pablo își apără stăpâna și nu lasă pe nimeni să se apropie dacă aceasta nu dorește. Sunt situații în care, după ce ați învățat câine să latre, câteodată vreți să și tacă, da? Acest lucru se rezolvă spunându-i comanda taci, da? Dar nu e de ajuns doar să-i spunem comanda taci, ci este important ce facem după aceea, da? În cazul acesta, Ioana, după ce va încuraja câinele să latre și va lătra corespunzător, va începe să oprească câinele din lătrat, da? Cu comanda taci. La picior. Laudă-l, bravo. Dă-i mingiuță. Bravo! Foarte bine, ia-l de ales și dă-i mingiuță. Bun. Asta a fost prima dată, da? Când câinele a fost oprit dintr-un lătrat, s-a cadat și s-a exersat cuvântul cheie taci. Da? Îl vom mai face o dată. În momentul în care câinele va tăcea, ok, va fi recompensat. Spune-i să tacă. Taci. Bun, a fost recompensat, da? De data asta, să nu uitați, încurajăm faptul că tace, nu faptul că latră. E o mare diferență, da? Astfel, învățăm câinele să și tacă la comandă, nu numai să latră la comandă, da? Să vă așteptați la un lătrat extrem de harnic din partea cățeilor atunci când învață că lătrând, ceea ce le stă în fire, e ceva natural, înnăscut, lătrând, mai sunt și recompensați pentru asta, da? Învățând câinii să tacă în maniera în care Ioana a făcut-o, veți avea niște câini extrem de echilibrați care vă vor ajuta atunci când aveți nevoie, dar vor fi și cuminți și tăcuți atunci când le pretindeți. Lătratul la comandă este în mod obișnuit folosit și în filme, în cinematografie. Dar pentru acest lucru, câinele trebuie să știe să lucreze și să răspundă la această comandă de la distanță. De obicei, în această situație, dresorul este dincolo de obiectivul camerei de filmat. Da? O să exemplificăm astăzi cu Sami acest lucru. Sami, așteaptă. Mă voi îndepărta, voi ajunge în spatele camerei și voi da comanda. Sami, latră! 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 Foarte frumos! Latră! Acum îl voi opri, culcat. Da? Foarte bine. Sami, șezi. Sus. Latră, așa. Latră! Latră, Sami. Latră! Foarte bine! Latră! Excelent! Șezi! Capul jos. Capul jos. Bravo! Bravo, Sami! Pot să vin să te laud că ai fost băiat deștept. Extraordinar te-ai deschis. Așteaptă. Capul jos. Capul jos. Cu acestea fiind spuse, ne vedem data viitoare. Pe curând!